Lituania și-a declarat independența prima dintre toate fostele republici sovietice. Este stat membru al Uniunii Europene și NATO de 11 ani. De aproape un an, moneda oficială a țării este euro. Am mers la Vilnius și am discutat cu ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Linas Linkevičius. In the last 25 years, în ultimii 25 de ani, Lituania a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai Republicii Moldova, însă drumurile acestor două state au fost diferite. Lituania este membru NATO și UE este independentă energetic, deși, desigur, are în continuare problemele sale. Dar cum vedeți dumneavoastră viitorul Republicii Moldova? Viitorul Republicii Moldova depinde doar de deciziile pe care le va lua însăși Moldova. Noi putem împărtăși experiența noastră, procesul prin care a trecut Lituania în drumul său spre UE, pentru că a fost cu adevărat o provocare importantă. Și eu cred că, într-adevăr, putem ajuta, deoarece istoriile noastre sunt asemănătoare și, așa cum ați spus, pe toată perioada independenței am avut relații foarte bune. Pentru noi este deosebit de important că Republica Moldova, fiind încă parte a Uniunii Sovietice, a fost prima țară care a recunoscut independența noastră. Nu vom uita niciodată acest gest. Republica Moldova, ca și Lituania, este o țară mică și noi înțelegem cel mai bine cât de dificil este să iei propriile tale decizii. Știm din experiența noastră că nu e deloc ușor. De aceea suntem gata să oferim sprijinul și asistența noastră Republicii Moldova. Nu doar să privim dintr-o parte, ci să fim activi, pentru că în acest caz, cu siguranță, este necesar. Mai este Republica Moldova o prioritate pe agenda europeană sau furtul secolului, așa cum se spune la Chișinău, a schimbat această agendă? Ținând cont de problemele pe care le are acum Republica Moldova cu numirea unui alt guvern, formarea unei coaliții, este dificil de spus cum vor evolua lucrurile în viitor. Realizările de până acum sunt vizibile și e foarte important nu doar să se vorbească, dar și să fie continuate reformele începute. Cert este că procesul de integrare în UE este cel mai important. Corupția este încă o rană mare și acest scandal uriaș cu miliardul de dolari furat este cu siguranță străin aspirațiilor și valorilor europene. Vom încuraja Republica Moldova să lupte cu acest rău. În același timp însă nu trebuie să trecem cu vederea și progresele. De un an și jumătate, de exemplu, Republica Moldova beneficiază de regim liberalizat de vize. Peste 400.000 de cetățeni care au pașapoarte biometrice au folosit această oportunitate. În Parlamentul European sunt voci care spun că Republica Moldova nu face nimic pentru a implementa acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Poate că este vorba mai curând de instabilitatea politică și neînțelegerile din coaliția de guvernare, care, pe semne, provin din același context al luptei cu corupția, iar cazul cu miliardul este un indicator negativ clar în acest sens. Sigur că despre asta se vorbește și nu doar în Parlamentul European, ci și în mass media europeană. Este însă un moment bun să amintim că reformele nu vor fi făcute de cineva din afară. Schimbările trebuie să fie făcute de însăși Republica Moldova. În Lituania, decizia de a deveni membru NATO și UE a fost luată în unanimitate. În Republica Moldova sunt diferite punctele de vedere. Nu vă întreb de ce, dar vă întreb dacă o țară care nu știe sigur ce vrea are un viitor în Uniunea Europeană. Bineînțeles că e o problemă dacă o țară nu este sigură de ceea ce vrea pentru viitorul ei și nu există o constantă privind reformele. Este important să existe un consens. Realmente, Lituania a luat această decizie încă la începutul anilor 90. Încă de atunci a fost clar că integrarea euroatlantică este o prioritate pentru toți reprezentanții clasei politice. Dar aceasta este experiența noastră. Eu înțeleg că în Republica Moldova lucrurile stau altfel, dar e nevoie de un dialog calm pe integrare.
exterior. De obicei, reforma în politica de securitate a țării trebuie să fie un fel de liant al societății. Din acest motiv, este crucial necesar să fie găsit consensul cu privire la aspectele majore ale politicii de securitate. Sunt importante și reformele sociale, în educație, sănătate, dar deciziile privind politica de securitate a țării trebuie să fie unanime. Altfel, este foarte dificil. Lituania, experți din țara dumneavoastră au oferit consultanță Republicii Moldova în diferite domenii. Probabil știți care sunt punctele cele mai slabe ale Republicii Moldova. The biggest problem. I already said the biggest problems, yes, corruption. Am spus deja, da, corupția, capacitatea de a administra, dar și informația publică. Am fost extrem de surprins în discuțiile cu unii politicieni din Moldova să aflu că, de exemplu, regimul liberalizat de vize a fost perceput ca un dat, ca ceva de la sine înțeles. Și nu este adevărat. Eforturile au fost foarte mari și vorbim, de fapt, de rezultatul unor procese complicate și al unor reforme începute. Dar publicul din Republica Moldova nu a înțeles asta. Oamenii ar trebui să știe despre toate reformele prin care trebuie să treacă țara lor și mă tem că ei nu sunt suficient informați în acest sens. Discuțiile dintre guvernare și cetățeni trebuie să aibă loc. Sunt stringent necesare, altminteri despre ce motivare ori despre ce reforme mai poate fi vorba. În Republica Moldova, mass media rusească este foarte prezentă. Aici, în Lituania, e la fel? Da, este la fel de prezentă. Dar influența pe care o are în Lituania nu pare totuși atât de mare în comparație cu Moldova. Este influentă, depinde cu cine vorbești, dar nu putem institui cenzura ori folosi alte metode de acest gen. Trebuie să generăm alternative, să fim activi, să spunem istoriile așa cum sunt, să avem mai multe surse de informare. Este singura cale posibilă și este valabil și pentru Republica Moldova. Nu este deloc ușor să concurezi cu programe foarte bine făcute ale posturilor de televiziune rusești controlate de stat. Vorbim despre emisiunile de divertisment, filme, dar printre acestea sunt și știrile care nu sunt știri deloc. Este propagandă curată, câteodată pur și simplu minciuni, sincer vorbind. Și aceasta afectează mult publicul larg. Așa că, repet, doar un dialog permanent al guvernării cu populația ar fi alternativa. Și nu e vorba de o altă propagandă de stat, ci de discuții, explicații pentru problemele țării, nu doar pentru realizările ei. De asemenea, este important să le arăți oamenilor încotro te îndrepți perspectivele pe care le are statul. Din păcate, cetățenii Republicii Moldova nu sunt la fel de optimiști ca dumneavoastră. Ei sunt dezamăgiți. I know the reasons. Again, the same living standards. Știu și motivul, nivelul de trai, corupția, totul este de înțeles. Oamenii nu sunt prea fericiți și dau vina pe guvernare în mod cert. Este complicat, dar privind la experiența Lituaniei, a fost la fel de complicat. Standardele de viață în UE erau foarte înalte. La începutul istoriei noastre în UE, Lituania atingea 50% din nivelul mediu de trai din comunitate. Iar astăzi, acest procent a crescut până la 72%, ceea ce reprezintă o mare schimbare. Și nu s-a schimbat totul peste noapte sau într-un an. Este rezultatul real al procesului prin care am trecut, proces ce poate fi împărtășit și cu Republica Moldova. Perseverați în continuare, nu renunțați, fiți optimiști în ciuda tuturor problemelor. Da, situația este dureroasă, dramatică, dar eu cred că Republica Moldova va decide într-un final și cred că Republica Moldova aparține Europei nu doar geografic, dar și din alte motive, iar acest lucru trebuie să fie dovedit prin acțiuni. And that should be proved by actions on the ground. Moldova has Transnistria. Republica Moldova are Transnistria, regiune necontrolată de autoritățile de la Chișinău, iar Ucraina a avut Crimea. Anexarea Crimeei mai este printre preocupările de pe agenda europeană? On the European agenda? It will be in the agenda until we liberate it because this is. Va fi pe agenda europeană până în momentul în care va fi eliberată. Este o parte ocupată a Ucrainei și cu siguranță trebuie să aibă loc niște înțelegeri politice, economice, diplomatice și vor fi. Din păcate, aceste metode sunt folosite de Rusia pentru a crea conflicte înghețate și a deține controlul în regiune. În această privință, putem vedea paralele și în alte state. So in this regard we can find some parallels. Ultimele noutăți din Ucraina arată că războiul este și unul economic.
Economic tools always were used as a leverage, as a pressure. Instrumentele economice au fost folosite mereu pentru a exercita presiuni, în special sub aspectul asigurării energetice. Dacă deții monopolul, este foarte comod să manipulezi. Dar noi avem propriul exemplu sub aspectul soluțiilor în acest sens. Până anul trecut, până la construcția terminalului de gaze naturale lichefiate, eram la fel de dependenți de o singură sursă de energie. Astăzi este o cu totul altă situație. Este un exemplu de urmat pentru Republica Moldova, dar și pentru alte state din parteneriatul estic, deoarece energia începe să fie nu doar un instrument economic, ci și unul politic. Not just economical tool, but also in particular in political. Thank you very much. Vă mulțumesc.